Malta este o țară formată din trei insule mici, așezate strategic pe Marea Mediterană, având numeroase dealuri uscate de calcar. Cu o întindere de 316 km pătrați, Malta este o țară unde nu se găsesc râuri. 412.000 de locuitori trăiesc în acest stat, unde 95,3% sunt maltezi, restul populației fiind completată de britanici și arabi. Orașul capitală se numește Valletta și are un număr de 9.128 de locuitori. Limba malteză este o limbă foarte asemănătoare cu limba arabă, având în același timp și influențe ale limbii italiene. Limbile oficiale care se vorbesc în această țară sunt malteza și engleza. Malta are o economie bazată foarte mult pe turism, construcțiile de vapoare și reparațiile acestora fiind o altă ramură foarte importantă împreună cu industria ușoară. 9.330 dolari anual este venitul pe cap de locuitori, 30% comparativ cu cel al Statelor Unite ale Americii. Malta și-a câștigat independența de Marea Britanie în anul 1964 și a devenit Republică Parlamentară în anul 1974. Puterea este împărțită între socialiști ce au legături cu Africa de Nord și naționaliști ce favorizează legături politice cu țările europene. Malta a intrat în Uniunea Europeană în anul 2004. Biserica Catolică este biserica principală în această țară. Din punct de vedere legal, se poate spune că Malta beneficiază de libertate de închinare, însă într-un procent mai mic, discriminarea și marginalizarea totuși există. 97% din populație este creștină, restul de 3% fiind musulmani. În Malta sunt trimiși pe teren 14 misionari din 3 țări. Prima țară din Europa care a devenit creștină a fost Malta. Să ne rugăm ca strânsa relație politică dintre Malta și țările din Africa să fie una folositoare și din punct de vedere religios, numeroși turiști putând fi evangelizați prin acest mod. Să ne rugăm ca literatura creștină să sporească, în prezent fiind foarte limitată cantitativ. În final, să ne rugăm ca, prin vizionarea filmului Isus, mulți maltezi să ajungă să-L cunoască pe Domnul. Când ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Amin.